Această emisiune vă este oferită de Planet Program România. Se spune că cea mai mare minciună a dependenței este că nu poți trăi fără ea, când de fapt ea este cea care te împiedică să trăiești cu adevărat. Astăzi la Secretele Vieții am decis să vorbim despre dependență. Alături de noi, ca de fiecare dată, se află prietena noastră Ileana Olaru. Bine te-am regăsit! O, bine v-am găsit! Mă gândeam, ăsta chiar e un secret și să-l punem în parte pozitivă, nu? Da. Chiar mă gândeam acum dacă am o anumită dependență. Da, cred că da. Toți avem. Toți avem. Mai mică, mai mare. Mai mică, mai mare. Poate nu este chiar o dependență. Dependență în, așa, în, ajunsă la nivelul de dependență, însă toți avem pe aici, pe acolo. Ni le-am creat, ni le-am generat în timp. Le-am amplificat. Da. Bun, hai să vedem ce înseamnă concret o dependență și care este diferența între dependență și utilizare frecventă. Cred că îmi place să spun că dependența este o stare, o condiție. Știi, mă gândeam acum, mi-a trecut prin minte termenul medical, intoxicație cronică. O intoxicație cronică. E o stare, o condiție în care, datorită incapacității de a putea lua niște decizii, ești antrenat în a face niște acțiuni fără să ai capacitatea să pui stop, să te oprești, să zici da. Bun, și ca să înțeleagă utilizarea lumea... Utilizarea frecventă, în care de fapt și sunt niște obiceiuri. Să faci chestia da, asta. Absolut. Și în obiceiuri faci asta. Însă, în obicei, în acea utilizare frecventă, știi că aici e diferența, în utilizarea frecventă, de fapt, tu poți să decizi când spui stop, când spui da, când spui nu. Deci diferența este că într-o dependență deja instalată, ai nevoie de ajutor să recunoști că trebuie să spui stop, că trebuie să spui stop. În obicei, în această utilizare frecventă a unor lucruri, că dependențele sunt de mai multe, de fapt sunt, că de aici pleacă, că dependențele sunt comportamentale și fizice. Da? Adică sunt și dependențele de alcool, de tutun, de tot felul de alimente, de medicație. Da, dar sunt și dependențele comportamentale, nu? Că dependențele comportamentale e cleptomania, da? Adică pur și simplu necesitatea omului de a lua ceva, de a fura ceva dintr-un magazin, dacă pot să zic așa. Grandomania. Aia nu e o dependență. E stare continuă de a primi atenție. Da. Deci există și atunci în dependență pur și simplu tu nu mai conștientizezi că ești în modulul ăla. Nu realizezi că de asta sunt mai multe etape în funcție de tipul de dependență, sunt mai multe etape pe care un om le parcurge până ajunge să facă o dependență sau să fie considerată o dependență. Bun, și să zicem că trecem prin aceste etape și sunt persoane care nu recunosc. Cum recunosc o dependență în general oamenii? Nu recunosc. Nu recunosc, dar știi, e foarte interesant de unde pleacă, de fapt. Asta am vrut să și vorbim. Factorii care contribuie la apariția unei dependențe. De acolo vin, știi, de acolo vin lucrurile. Gândește că sunt factori, în primul rând, istoricul familial, genetici. Da? După care sunt circumstanțele, mediul, oamenii cu care te înconjori, mediul în care trăiești și îți petreci cea mai mare parte a timpului, oamenii cu care îți petreci cea mai mare parte a timpului. Și nu în ultimul rând sunt factorii psihologici, da? Care, adică faptul că omul are poate o mai puțină capacitate de conștientizare sau este mai ușor influențabil sau nu are capacitatea de a discerne că să spună stop sau nu este neapărat educabil.
dar trăiește într-un mediu în care el asta s-a născut, nu știu cum să zic, într-un mediu în care toată lumea din jurul lui folosește calculatoare, face anumite lucruri, generează, cum să zic, un mediu tehnic sau un mediu poluant, știi? Asta vezi, asta faci. Asta vezi, asta faci. Și plecând de la asta, prima fază e cea experimentală, dacă e să ne uităm la dependențele din exterior, știi? Prima fază e cea experimentală, care ce-i? Păi am văzut pe toți ceilalți care, să zic, fumează sau beau, prietenii mei. Și atunci, pentru acceptarea asta socială, o face, da, și el sau o fac și eu, experimental. O fac întâi, știi, așa, de testare, să văd cum îi, cum sunt. După care se trece în faza de acceptare socială. Adică merg cu oamenii ăștia peste tot. Deja vreau să fiu, să mă confirme ca și partea grupului care face acel lucru. Că după aia e vorba și de creștere în ierarhie. Absolut. Că e vorba de folosire de substanțe halucinogene, că, da, deci lucrurile nu sunt numai la fumat și la băut, că sunt mai departe la tot ce înseamnă droguri, medicație, da? Și atunci social, da? Deja vreau să fiu acceptat și mă afișez deja cu toți ceilalți că și eu fac. Și eu fac. După ce ai trecut de faza asta, începe faza aia de cumva de acceptare. Deci e o normalitate pentru tine să faci lucrul ăla. Devine ca și un obicei. Devine mecanic. Da, e o normalitate. Adică tu știi că dacă mergi acolo, dacă ajungi în mediul ăla, dacă mergeți la petrecerea sau dacă ieșiți în mediul, aia este acolo. Nici măcar nu te mai gândești oare o să fie sau nu o să fie. Este parte din. Aici este faza în care omul încă mai poate să spună, deci obiceiul ăsta, poți să spui da sau nu. Da? Adică în obiceiul ăsta, în momentul ăsta, deja poți să spui tu dacă mai vrei sau nu mai vrei. Când s-a trecut în faza 4 de dependență, adică tu te pregătești deja, când mergi la o petrecere, deja tu deții băutura, țigările, substanța halucinogenă, da? Tu deții. Acel, cam vorbim de astea fizice că sunt mai ușor de identificat. Da. Deja tu ești dependent. Și de aici încolo ține foarte mult de tine ca și capacitate, dar și de cei din jur. Ca să te ajute cumva să conștientizezi. Dar ești în faza în care ai nevoie clar de susținere externă. Chiar mă gândeam că în momentul în care o persoană ajunge să nu mai aibă discernământ în ceea ce privește o dependență, cred că printre cele mai sigure șanse de revenire pe făgașul normal este exteriorul, partea exterioară. Absolut, absolut. Și tratamentul specializat și oameni specializați. Și aici nu vorbim doar la dependențe fizice, putem vorbi și la dependențe emoționale, exact, dependențe de comportament, orice formă de dependență. Astea fizice sunt mai ușor de înțeles. Uite, cunosc persoane care au o dependență în ceea ce privește shoppingul. Da, adicție la shopping. Sunt foarte mulți. Da, asta vine, știi, pe partea aia de cheltuitorul. Pentru el e o relaxare, știi? Da. Oamenii ăștia temperamentali care sunt people, foarte mulți dintre ei, au această relaxare prin shopping și devine, la un moment dat, o dependență. Adică asta te relaxează, însă ei sunt undeva acolo în stadiu 1-2, deci nu e instalată, pentru că marea majoritate dintre ei sunt capabili să se oprească, sunt care nu sunt. Și eu cunosc, de exemplu, tipe care, că tipe chiar, adică tinere, și care în fiecare zi asta fac. Și eu pun întrebarea, dar ce faci cu atâtea? Sau ce faci? Dar îmi spun, nu mă pot opri. Da? Adică nu mă pot opri. Da, și asta este o dependență. Cum poate afecta dependența sănătatea mentală și fizică? Deci, vorbind per general. Per general. Ulterior, păi, o să le luăm pas cu pas. În primul rând, gândește-te așa că orice fel de dependență are un efect asupra corpului, în primul rând, deci are efecte fizice. Dacă este să vorbim de dependențele astea fizice, ele clar în timp vor genera boli. Și boli
nu boli nu foarte simple. A doua sunt provocările sociale. Pentru că există, de exemplu, foarte mulți oameni care în dependențele comportamentale devin agresivi. Agresivitatea este o formă, ei devin dependenți de a fi agresivi, chiar dacă se pot controla o perioadă, tot au partea asta de agresivitate. Și atunci când vorbim de relații, gândește-te că dependențele astea comportamentale în relații sunt destructive. Adică sunt destructive din punct de vedere profesional, că omul ăla va ajunge în conflicte personale, sunt destructive din punct de vedere personal, pentru că foarte, foarte multe dependențe sunt de jocuri, sunt de foarte multe lucruri care înseamnă cheltuit de bani. Și în momentul în care găsești oameni care și-au pierdut casă, mașină, au luat bani împrumut ca să investească sau să cheltuie la jocuri, îți dai seama că relația aia în casa respectivă, relația de familie în casa respectivă sau relația cu părinții în casa respectivă este foarte grea și foarte dificilă, pentru că foarte mulți devin tot mai tensionați. Fură din casă, vând din casă lucruri, tocmai ca să își susțină dependența. Și atunci partea asta, nu spunem provocări sociale, cele profesionale, provocări relaționale, cele care sunt legate de familii, de părinți, de familiile lor. Da? Astea sunt cele mai grave. Pentru că atunci când se ajunge la provocări financiare și omul acela ajunge într-un colaps financiar major, dacă dependența este foarte mare, pur și simplu nu mai judecă și ajunge să facă niște lucruri de neimaginat, tocmai ca să își susțină dependența. Am urmărit anumite cazuri de dependență, că ai menționat jocurile de noroc. Acum, dacă este să dai un Google search, cu siguranță se găsesc știri referitoare la subiectul acesta. Și ce vreau să menționez este că efectul advers al dependenței în ceea ce privește aspectul jocurilor de noroc a dus la un deznodământ nu tocmai fericit, adică nu a fost cazul în care persoana respectivă să fie ajutată. Nu, aici vorbim de cazuri inclusiv sinucidere. Sinucidere, da. Încerc să înțeleg dacă în acea tranziție de la dependență până la pasul în aș lua viața, mai există o perdea de realitate sau este totul în ceață pentru persoana respectivă? Știi, pentru că ai spus că, în general, o dependență creată deja elimină discernământul. Da, adică pur și simplu omul nu mai are condiția mentală să ia decizii. Decizii vorbesc, decizii... Da, și uite, totuși, acel deznodământ urât implică o decizie. Da, da, ai perfectă dreptate, e o decizie de a nu mai continua. El nu găsește resursa în el ca să schimbe. Nu găsește resursa să schimbe ceea ce face și consideră că tot ce se întâmplă în jur, da, este împotriva lui. E o chestie de genul ăsta și cred că se ajunge aici nu pentru că nu poate să îmbunătățească, ci pentru că nu poate să continue. Nu știu dacă ce spun eu aici este punctul meu de vedere, da? Adică eu cred că mulți care ajung să-și pună capăt zilelor din cei dependenți fac asta conștientizând un pic că ok, am făcut rău familiei, dar cu mai mare aplecare spre ideea că, păi, mi-e rușine de oamenii cu care sunt în, să zic, în relații, că nu putem zice relații, în cârdășie, la care sunt dator, super dator și mega dator și nu mai vreau să mă întâlnesc cu ei. Care e cea mai bună soluție? Să dispar. Deci cred că de multe ori actele astea sunt făcute cumva
ca o decizie că el nu mai vrea să îi vadă pe oamenii cu care are o relație, să zic, bună din punctul lui de vedere, dar pe dependențe. Deci este o opinie, da? Deci este ceea ce eu cred că în mintea unui om, după atâția ani de înțeleg, studiu, pentru că gândește-te dacă așa, nu este discernământ, atunci cum ajungi să faci o alegere? De-aia, încercam să înțeleg. Nu că nu este discernământ. Nu, că omul are discernământ. Când vorbim de dependență, omul are discernământ. Nu are capacitatea să aleagă partea de îmbunătățire, de bine. Nu mai are capacitatea. De ce? Pentru că acea stare care i-o dă jocul nu o regăsește niciunde. Dependența, de fapt, de aia se spune că e o condiție sau o stare care se obține printr-o repetare a unui act, printr-o îngurgitare a unor lucruri în mod repetat, că e țigară, că e alcool, că sunt droguri, da? Tu, de fapt, obții o stare. Omul nu poate să renunțe la starea, nu că n-are discernământ. Nu are capacitatea, nu e suficient de puternic, mintea lui nu mai e suficient de puternică să spună stop. Da? Pentru că dependența se obține în timp. Discernământ are. Că are discernământ, că de-aia ia decizii din astea tâmpite, însă, sau ia decizii, însă nu are capacitate pentru că el nu vrea să renunțe la plăcerea pe care mintea lui o are sau corpul lui o are sau senzațiile atunci când este în dependența respectivă. Uite, apropo de acest aspect, referitor la dependența de fumat, am auzit și persoane, și printre astea mă număr și eu, în ceea ce privește renunțatul la fumat, am auzit persoane care au spus, pot, dar nu vreau. Da. Și am auzit persoane care spun că efectiv nu pot să se lase de fumat. Ambele variante sunt plauzibile? Da, pentru că cel puțin oamenii ăștia, fiecare dintre ei, zic, discern ceea ce spun. Pot, nu vreau. Bun, acum, nu vreau ăsta, este, de ce nu vreau? Păi, de ce nu vreau? Pentru că îmi place să fumez, pentru că senzația pe care probabil mi-o dă fumatul e o senzație de eliberare. Ok? Deci asta e o chestie. Celălalt, care, cum zicea, nu pot. Nu pot. Deși am încercat. Omul ăla n-are o motivație pentru ca să te lași de orice dependență, ai nevoie să ai, mai ales la fumat, ai nevoie să-ți construiești o plăcere în altă parte, o motivație în altă parte. Și atunci nu pot pentru că n-am găsit un alt obicei cu care să înlocuiesc. Știi că mulți care se lasă de fumat mănâncă bomboane la început sau eu știu ce altceva. Eu cunosc oameni care, foarte mulți care s-au lăsat de fumat, cel puțin în cercul nostru, sunt foarte puțini care fumează, dar s-au lăsat conștient. Deși inițial au zis nu pot și până la urmă, conștient că acea dependență poate nu e suficient de potrivită pentru ei și mai ales la o anumită vârstă, au lăsat lucrurile. Alții, pentru alții, este o eliberare de stres, o plăcere. Și ei de fapt își fumează ca să combată o stare emoțională interioară sau ca să o susțină. Știi, simt nevoia să facă ceva. Simt nevoia să ronțe ceva sau, știi, ca și la alimentație. Dependența de mâncare e o dependență emoțională. Da, de cele mai multe ori. Adică când ești stresat, ce tinzi? Tinzi să mănânci orice. Când ești obosit, adică corpul e obosit, iarăși tinzi să mănânci orice. Și atunci oamenii spun că atunci când mă las de fumat, m-am îngrășat. Păi da, pentru că ai înlocuit un obicei cu un altul. Cu un altul, fără da, să-ți dai seama. Și mănânci mai mult sau mănânci haotic. Deci amândouă lucrurile sunt corecte. Da? E o dependență controlată. Nu pot să zic că e o dependență, pentru că e controlat, e un obicei care îmi face plăcere. Bun, ce impact poate avea dependența asupra relațiilor personale și profesionale? Aici mă gândeam la două, trei exemple. Dependentul de muncă care pune mai presus de orice munca și în continuu bagă, există bagă, bagă. Există așa ceva? Eu zic să căutăm altă dependență. Ca să, da.
Nu, chiar am cunoscut persoane care sunt dependente de muncă. Muncă, da. Una, okay. Chiar oam în jurul meu recent. Adică dependența de muncă, de exemplu, dacă munca aia este o chestie creativă, știi, eu zic așa că și pasiunile te duc în burnout, tocmai că faci cu plăcere ceea ce faci, te duce în burnout. Ca să ajungi în dependență de muncă, nu prea este. Poate este un moment în viața ei în care nu vrea să se uite la anumite aspecte, ca să nu, da? Pentru că aici ai... Îmi acopăr anumite găuri. Știi că glumeam noi într-o emisiune când am zis că oamenii nu vor să-și facă timp să vorbească ei cu ei și atunci fac ceva tot timpul? No. Dar asta nu pot să zic, eu nu pot zic că asta e dependență. E ocuparea timpului. Știi, când ai oameni ocupați și oameni eficienți, sunt două variante. Când ai oameni ocupați, oamenii ocupați de obicei nu au prioritizări, nu au bla bla. Deci nu ține de dependență, ține de a-și acoperi cumva timpul, resursele, lipsurile emoționale cu multă activitate. Le și place, că dacă nu le-ar place, ar obosi mai repede. N-ar putea să facă chestia dacă nu le-ar place. Dar eu sunt convinsă că, de exemplu, doamna despre care vorbim se poate opri. Dacă îi dai, nu știu cum să zic, ceva de făcut sau o duci într-o altă direcție... Nu-i domn, nu-i domn, dar-i bine. Mă rog, așa, persoana, scuze, persoana. Mai bine. Se poate opri. Știi, diferența între dependență și lucruri pe care le facem este că dependențele ne aduc distrugeri externe, da? Și interne, adică ne fac... pe sănătate, să avem provocări și pe social. Știi că ai întrebat care sunt efectele? Social. Omul care e dependent de obicei se izolează de lume. Da? Deci în dependența de muncă, de exemplu, primul lucru care îl vezi e izolarea. Adică omul ăla face doar aia. Chestia este că nu mai contează rezultate. Eu permanent zic, dependența de rezultate e una, dependența de muncă e alta. Dependența de rezultate te face cumva, chiar dacă muncești mult, te face să fii atent la ce faci, că nu obții rezultate. Și atunci dacă ești stilul ăsta de dependent de muncă, fii dependent de rezultate. Adică caută să obții ceva cu ceea ce faci. Pentru că altfel o să aduci doar cumva stricăciuni. Stricăciuni ție ca și problemă personală, că nu-ți mai arisești creierul, că nu mai ieși, dar e partea de izolare socială, când oamenii la un moment dat te ocolesc pentru că tu stai doar în casă sau stai doar în birou. Deci sunt așa fine liniile, pentru că dependențele produc, de-aia am zis că dependența asta de muncă e discutabilă, dependențele produc și consecințe care nu sunt tocmai constructive. Și astea sunt în primul rând cele sociale, cele relaționale. Bun, și în ceea ce privește relațiile personale, gen familie, cuplu... Acolo e dezastros dacă există dependențe, mai ales cele care sunt legate de bani. Deci acolo, clar, se va ajunge într-un impas relațional major. Și dacă nu, cum să zic, jumătatea cuplului nu începe discuțiile din timp, nu susține din timp, nu caută să discute cu jumătatea cealaltă, ok, ce se întâmplă, unde se întâmplă, care e ideea. Deci eu cunosc personal și au trecut foarte bine peste situație. Dar cunosc în același timp personal oameni care nu discută situația. E ceva de genul, bine, o să vedem. O să vedem asta, mai greu este să repari decât să o iei din timp, să discuți. Și atunci, în relații, este important că dacă unul din relații are o dependență, acum să mă înțelegeți, domnilor,
dependența noastră de mașini bune, de a arăta bine, de... este perfectă, nu e o dependență, e un obicei bun. Doamnelor, la fel, dependența noastră de a fi îngrijite, de a fi aranjate, de a fi coafate, de a fi, da, bine încălțate, îmbrăcate, nu e o dependență, e un obicei bun. Da? Ca să facem diferența. Deci, de aia zic, acum, este, știi, dependențele în general... Bine că n-ai ales adicția, că era și mai și, că e o diferență mare între adicție și dependență. Dependențele, în general, ne provoacă și lucruri negative. Ne provoacă, alea se văd cel mai tare. Da? Pentru că într-o relație, gândește-te, când omul ăla își cheltuie toți banii pe jocuri, când omul ăla are permanent ceva de cheltuit și provocări, gândește-te cât de greu este pentru familie, mai ales dacă ai copii, ai cheltuieli. Ce apar? Păi apar în primul rând certuri, discuții. Gândiți-vă că într-o familie în care apar certuri, discuții, copiii aia sunt implicați. O să ajungă parte și niște victime pentru că în mintea lor, ei vor crește cu aceste provocări. Și ce vor face? Vor face, cumva, vor trăi niște traume pe care o să le ducă în viața lor. Și o să fie două chestii. Ori fac la fel, ori vor fi complet izolați pe o parte pe care ei atunci n-au înțeles-o. Chiar voiam să te întreb referitor la dependența din copilărie în relația copil-părinte și viceversa, dacă există. Da, există dependență, mai ales pentru... cum să zic, copii când sunt mici, dependent de mamă, pentru că el nu are, nu se simte, știi, dezvoltat. Gândește-te că până la 24 de ani noi ne dezvoltăm amigdalele și neuronii tip oglindă care ne dau partea de relevanță, cine suntem și cum suntem. Da? Deci până la 24 de ani, normal că avem o dependență de mamă, dar aici, sau de tată, dar aici intervine nivelul de educare al părinților, nivelul de dezvoltare personală, ca să știe că ai face bine unui copil sau ai crea un viitor, nu înseamnă numai spune da. Sau nu înseamnă numai face ce vrea el, știi? Adică, dacă este să mă uit la copiii care sunt performanți, ei fiecare au avut niște priorități, niște, cum zic, limite create în așa fel încât a existat o dependență, în special copiii au nevoie de validare, dacă fac bine sau nu, știi, de la mamă. Dar pe măsură ce cresc, să le dai încredere că pot să meargă după pâine, că pot să spele vasele. Nu că faci mama, face mama. Să vină mama să o întrebăm, să-l înveți să-și asume responsabilități. Ăsta e un alt subiect, dar dependența este dată de nivelul nostru de educație și de frică. De frică să nu cumva să nu știe, să nu cumva, știi, când mergeam undeva că și copil, nu, ce ni se zicea? Stai cu minte, nu te miști și nu deschizi gura. Înțelegi? Da. Și tu te uitai permanent la mama sau la tata care zicea chestia asta, să vezi, ești în grafic cu nemișcatul, știi? După care, când ajunge să fie mai mare, spune, da, o venit X, salută! Până acum ai spus să tacă, acum ai zis să vorbească. Ok, când e și mai mare, da, îi spui, nu, acum vorbește cu oameni străini, ieși! Știi? Și tu... Copilul debusolat. Da, știi? I-ai creat acolo niște chestii. La fel e și cu dependențele, știi? Poți să-l faci dependent că numai tu deschizi ușa, că numai tu pui mâncarea, că numai tu aprinzi aragazul și atunci dependențele astea pe el îl fac mic și în timp incapabil și cu stima de sine jos. Când îi dai poți la ta să greșească, da? Îi dai posibilitatea să fie independent și îi dai posibilitatea să se formeze, să-și formeze personalitatea. Da, deci există dependențe, există. Însă, sincer, atât de multe opțiuni au copiii și eu îi felicit pe părinți pentru că marea majoritate pe care eu îi cunosc sunt extraordinar de implicați în educarea copilului. Și știi ce am observat? Am observat o chestie foarte faină, chiar foarte faină în ultimul timp. Știi, înainte erai cumva obligat să înveți materiile alea, că era olimpiade, nu știu ce, era altfel.
părinții deștepți și educații, văd, care vin și în programe și discut mult și văd în comunități, am avut ieri două întâlniri online, încep să vrea să-și dorească tot mai mult să descopere pasiunea copilului. Și atunci fac și dans, și gimnastică, fotbal, și gimnastică, și basket, pe lângă meditații. Și o limbă străină sau două. Programul e foarte aglomerat, într-adevăr, pentru copil. Dar din punctul psihologic, înseamnă o disciplină, da? O disciplină. E adevărat că e foarte important să reamintească copilului că școala e de bază, da? Nu doar activitățile acelea. Dar asta am văzut, că e foarte important că caută să vadă la ce se pricepe copilul ăla. Practic să testeze apele. Da, adică să nu-l facă dependent de ok, trebuie să termin pe locul 1 sau ai nevoie să termin școala aia. Păi da? Altfel nu poți să descoperi un copil dacă este talentat în ceva sau exact. Nu. Exact. Și caută să le descopere pasiunea, pentru că atunci când tu descoperi că copilul ăla e bun la materiile alea, atunci acolo merită să-l încurajezi. Pe alea nu să-i spui tot timpul la ce nu-i bun. Știi? Și dependența noastră de rezultatele școlare, dependența de premii, dependența de... A fost foarte mulți ani foarte mediatizată și este în continuare. Dar ceea ce văd în practică este că foarte mult datorită dezvoltării personale au început să schimbe perspectiva. Cum zice Daia, știi? Și-au schimbat perspectiva, văd altfel lucrurile și înțeleg că au nevoie să susțină copilul. Atenție, e o mare diferență. Și aici apare diferența de dependență. Nu să-l oblig. Când îl oblig, îi creez dependență de și stres pe și un stres psihologic. Pentru că asta îi. Copilul face o reacție la... În schimb, dacă îi descoper pasiunea, la un moment dat, copilul ăla o să dezvolte altfel lucrurile. Chiar dacă o să petreacă ore în șir desenând sau făcând ceva într-o anumită perioadă din viața lui care pare a dependență, el caută să descopere de fapt cât de mare este pasiunea lui și cât de departe poate să ajungă cu pasiunea lui. Știi? Și da, dependența există, însă părinții pot să o gestioneze foarte bine. Ileana, vreau să vorbim și despre prezent, momentul de acum și anume impactul pe care dependența de tehnologie l-are asupra noastră și asupra sănătății mentale și fizice. Bun, hai să vedem cum influențează dependența de tehnologie productivitatea și capacitatea de concentrare în activități și, bineînțeles, unde se poate ajunge cu această dependență de tehnologie. Eu am câteva cazuri plauzibile pe care le văd. Am citit niște studii medicale săptămâna trecută din Coreea de Sud. Coreenii au pe partea asta niște studii dezvoltate și ei au un termen, nu este definit, dar l-au definit, deci nu este validat mondial, ca să înțelegem. Au găsit un termen și îi spun demență digitală. Și au făcut studii în ultimii 3 ani pe foarte multe grupe de tineri, deci nu numai de copii, de tineri. Și au pus această denumire de demență digitală pe care o regăsesc la majoritatea dintre tineri, care se manifestă printr-un comportament antisocial, antirelațional și anticomunicativ. Adică copiii tineri din ziua de azi nu știu să comunice, nu au capacitate de relaționare, n-au inteligență socială decât foarte mică și nu se simt bine în medii în care există oameni. Se simt bine ei cu tehnologia lor. Medical, studiile arată că tinerii care au fost încadrați cu această simptomatologie, că e o simptomatologie, repet, nu-i validat studiul, dar mi s-a părut genial pentru că e foarte stufos, tinerii care sunt cu această simptomatologie au dificultăți să-și aminti cuvinte. Deci vorbesc și au dificultăți își a aminti, cum se zice, la microfon. Lapsus. Da, da, majore. Au dificultăți de concentrare. Nu se pot concentra. Și asta văd eu foarte des.
nu se pot concentra pe un subiect, nu te poate asculta 5 minute. Au dificultăți de memorie majore. Adică le spui ceva și în 5 minute au uitat. În 5 minute, deși ți-a confirmat, a uitat. Bine, asta cu uitatul se întâmplă și în momentul în care ai mai multe activități, iar focusul tău este împărțit. Ai altceva. Focusul împărțit pentru că și n-ai dus informația într-un subconștient, într-un sertar. De acord, ai una. Da? Dar astea au fost studii în care li s-au citit niște texte, n-au legătură. Li s-au citit niște texte, au fost puși numai concentrați, numai pe ceea ce s-a făcut acolo și au fost 120.000 de tineri de vârste diferite. Și specialiștii spuneau că este foarte grav dacă la o vârstă atât de fragedă, adică erau care acolo de fapt, copii de 5 ani, de 10 ani. Creierul e ca un burete, ar trebui să absorbă orice informație. În care creierul are nevoie să se dezvolte, este foarte grav. Nu, au spus foarte clar, nu este un retard mental, deci nu este o boală, ci este o condiție dată de folosirea în exces a telefonului, a calculatorului, a tot ce înseamnă digitalizare. Pentru că, știi, înainte îți dădea suzeta ca să te liniștești, acum, dacă te duci undeva, vezi că mama pune telefonul în fața micuțului și bagă cu lingura în gură. În loc să... O să plângă de 7 ori, de 5 ori, de 20 de ori, dar să zică, acum mâncăm, acum te uiți la mine. Și studiul foarte stufos și spunea de pericole, în sensul că foarte mult din tinerii ăștia, când, pe măsură ce vor crește, vor fi considerați incapabili să se adapteze la situații. A zis, da, vor ști foarte multe din lumea digitală, însă câți dintre ei vor avea șansa să ajungă în poziții, în locuri în care să folosească ceea ce știu, fără să trebuiască să comunice ceea ce știu. Da? Și foarte mulți vor avea o problemă în a se încadra în locurile de muncă, în familie, în relații. Și dădeau exemple de numărul de căsătorii, luau și asta. Că foarte mulți nu au o relație, nu au relații, nu se căsătoresc, tocmai pentru că ei trăiesc într-o lume digitală și pentru ei este greu să comunice cu cineva care e lângă ei. Acum, revenind la oile noastre și de aici în Europa, eu văd același lucru cu copiii. Adică scopul e să ai un smartphone cât mai smartphone, știi? Da, dar cum zic eu, depinde cui se adresează acel telefon și ce face cu el. Iar dependența asta îl ține mult de relația cu părintele. Adică ține mult de faptul că părintele are nevoie să aibă un rol de prieten, de mentor. Iarăși mă întorc și zic, da, ține de timp, pentru că timpul este resursa care stăm cel mai prost acum și toată lumea stă foarte prost. Nu știu, uneori am impresia că intră ziua așa, păc, acum e dimineața, acum e seara și înțeleg, mai ales când ai doi copii, unul mare, unul mic, să te ocupi de amândoi sau când ai trei, ca să nu zic că eu am prieteni care au 6. Deci, bine că unii sunt mari deja dintre ei și însă mă uit la prietenii noștri care și-au ținut copiii nu de departe de tehnologie sau nu mai departe decât nepoții mei, ci în medii de comunicare. Eu sunt parte activă a unui mediu de comunicare și dezvoltare personală în care oamenii și-aduc copiii tocmai ca să-i familiarizeze cu altceva. Tocmai ca să implice în altceva, tocmai ca să-i facă, știi, să-i dezvolte abilitatea de comunicare. Exact, să-și dezvolte dorința aia de a fi el, da, de a cunoaște oameni, de a vorbi. Și sunt geniali. Deci mă uit că știu de când erau atâta și acum așa, când i-am văzut ultima zic, ai de mine, zic, vă tras, doamne, doamne, de urechi, deci cum sunteți așa de înalt? Dar să-i vezi că citesc. Să-i vezi că ascultă materiale audio, să-i vezi cum vorbesc, îți este drag.
Și da, se descurcă și în partea de digitalizare. Dar obiectivul părinților a fost să-i pună într-un mediu, pentru că până la urmă, exemplul celor din jur, influența mediului e catastrofală în ziua de azi. Și părinte, și cum de multe ori mă întreabă, nu, copilul meu nu citește. Dumneavoastră citiți? Nu. Da? Adică copilul are nevoie să te vadă că citești. Asta este, de fapt, o metodă pentru a gestiona tipul ăsta de dependență? Da, asta este o metodă. Și de a reduce puțin timpul petrecut pe dispozitive. În primul rând, la timpul petrecut pe dispozitive sunt o grămadă de aplicații, cum apoi, care aici nu e partea mea, dar sunt convinsă că printre dumneavoastră sunt oameni care pot să caute aplicații care îți arată cât timp ai stat pe telefon. Nu, care îți taie copilului accesul la anumită, contabilizează. Deci primul lucru asta este să limitezi timpul. Doi, să crezi priorități. Care-s că degeaba lui? I-ai tăiat timpul petrecut pe telefon dacă nu are o activitate. Exact, are nevoie de activitate, să-i creezi priorități. Cine le creează? Tot tu, părinte, da, îi creezi priorități. După care mergi mai departe. Ce faci? Îl scoți în medii în care tu ești. Tu ești exemplu personal, da? Îl scoți, îi arăți, uite, eu merg acolo, ăștia citim, ăștia ce facem, ăștia ascultăm. Deci îl scoți cumva pe lângă activitățile lui să vadă ce faci tu. Deci puterea exemplului personal este genială. Și nu în ultimul rând, apare chestia asta să-i construiești pasiunea pentru animal, pentru natură, dar tu îl construiești. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, alocare timp se numește. Alocare timp. Adică în loc să stăm la televizor sâmbătă și duminică, îmi place că nu oameni spun, eu nu pot duminica pentru că suntem în familie. Și eu am imaginea, știi, ca un flash. Știu ce înseamnă. Știu și eu. Fiecare cu televizorul lui, minim două, copiii pe calculator. Minim două. Minim două, tot pe telefon. Acum, am mai zis la un moment dat și mi s-a părut genial, am văzut niște jocuri din asta de construcție, de arhitectură. Mi s-a părut foarte, foarte interesante, dar și acelea. Nu vreau să vorbesc de efectele medicale, psihologice, că sunt oameni în măsură care pot să vorbească de ce înseamnă să vezi copilul permanent cu fața în telefon. Chiar ieri am avut o fetiță super simpatică, care și poartă ochelari, deci continuu era cu mâna pe telefon. Și telefonul a devenit o prelungire. Și atunci am nevoie de timp în care să-l determin să lase telefonul ca să facem ceva împreună. Nu contează gătim, nu contează că facem clătite, implică-l. Dă-i niște activități, adică ofere din timpul tău. Chiar voiam să întreb care este rolul părinților, dar și al instituțiilor în această prevenire și gestionare a dependenței de tehnologie în rândul copiilor și adolescenților. În primul rând să devină niște relații, constructori de relații foarte buni. Dacă construiești o relație cu copilul, dacă construiești o relație ca și învățător, ca și profesor, ca și părinte, copilul ăla, în momentul în care vorbești cu el, altfel te aude. În momentul în care intră într-o fază de dependență, are încredere în tine să vină să vorbească. Asta e cel mai important. Numai că construirea asta de relație nu se bazează că fac eu și nu-ți dau ție, ci dimpotrivă. Îți dau ție copil, te împuternicesc, îți dau încredere să faci, să greșești și când vii și ai greșit, zic, no bine, hai stăm jos să discutăm. Deci cum a fost? Așa a fost. Pentru că trebuie să-ți iei lecția și el are nevoie să-și ia lecția. Așa a fost. Dar puteai să faci altfel? Da. Bine, data viitoare să faci altfel. Dar am spus dinainte ca să-ți mai reamintesc înainte să faci altfel. Adică asta înseamnă. Asta înseamnă un echilibru din ăsta, o educație personală foarte bună și iarăși dăm voie să spun că văd și sunt extraordinar de încântată, văd această evoluție în relaționare pentru că părinții deja realizează cât de mari sunt provocările care le au copiii. Da, datorită dependenței de tehnologie. Cred că asta este, cel puțin în ultimii 10-15 ani, cea mai mare dependență pe care o avem în rândul populației
mondiale. Mondial. Păi dar nu mai știm numărul de telefon al cuiva. Deci dacă acum, înainte știai o grămadă de... M-am gândit într-o zi. Da. Păi înainte știam o grămadă de numere de telefon. Știam o grămadă de... Acum, dacă te... Sunt oameni care zice, stai să mă uit să văd ce număr de telefon am. De serios. Și la început, când ții minte că mi-a schimbat George numărul, tot stăteam și mă gândeam, stai un pic, că deci nici măcar efortul să-l memorez nu l-am făcut, pentru că l-aveam acolo. Știi? Deci, până la urmă, ne dă retard la toți. Adică ne face să fim dependenți. Că apropo de dependență, asta înseamnă dependență. Deci eu, dacă nu am telefonul ăsta în mână, eu nu pot să te sun. De ce? Că habar n-am care e numărul tău pe din afară. Nu-l cunosc, nu-l mai țin minte. Nu că nu l-aș fi știut acum 10 ani, dar acum habar n-avem. Înțelegeți ce înseamnă dependența? Asta e dependența. Pe când e un obicei să te sun, nu știu, la săptămână, da? Dar dependența înseamnă că altceva mi-o lua locul. Și ce-mi dă telefonul ăsta? Sau, mă rog, ce-mi dă? O stare de confort. Și zicem, ai, dar nu mai trebuie să țin minte. Și de la nu mai trebuie să țin minte ăsta, nu mai trebuie să țin minte, am ajuns să întârziem la întâlniri, să nu mergem. Adică ai o oră, ai o întâlnire și zici, am uitat. Da? Deci, dependențele, înțelegi unde duc și aia duce la stricat relații. Că ai uitat odată, ai uitat de două ori, cum pari? Neserios. Chiar dacă uitat, a fost pe bune. Dar înainte erai concentrat. Pe faptul că, păi, trebuie să ajung până acolo, am de făcut aia. De ce? N-aveai nicio susținere. Noi acum, având susținere, am devenit dependenți de lucrurile alea. Bun, mai avem două minute până la finele acestei emisiuni și aș vrea să ne întoarcem puțin la dependențele generale, deci per general, atât cele fizice cât și cele psihologice. Pe scurt, dacă există niște strategii pentru a ajuta persoanele să depășească dependența? Comunicarea cred că este cea mai importantă strategie. Deci asta din orice punct de vedere cred că comunicarea este foarte importantă și răbdare, asta e o altă chestie care este importantă, pentru că atâta timp cât ai răbdare și arăți omul ăla că vrei să lucrezi cu el ca să depășească, vorbesc de o să zic, relație nu cu un specialist, cu un prieten sau o relație apropiată, consider că răbdarea și pe urmă partea de capacitatea celui care vrea să-l scoată pe unul dintr-o dependență de a-l conștientiza, de a arăta și părțile negative pe termen lung. Deci până la urmă, atâta timp cât ești în primele faze și nu ai nevoie de ajutor specializat, poți să ieși cu cineva care comunică și cu cineva care îți oferă răbdare și construiește cu tine niște lucruri, dar trebuie să vrei și tu. Acum, știi, de multe ori... Și oamenii, aspectul acela... E aici, oamenii zic... Nu oferi ajutor dacă nu ți-l cere. Nu ți se cere, că încalci liberul arbitru, pe de-o parte. Pe partea cealaltă, mai e o chestie. Dacă eu nu vreau, nici nu te aud. Chiar dacă îmi spui. Și de asta de multe ori spui anumite lucruri, le tot repeți. Și dintr-o dată un om mică de fisa, dar le-a auzit de mai nu știu câte ori. Dar de ce? Pentru că atunci e în momentul în care a putut să audă, i s-a permis sau a putut să audă. Ei, și la dependență e același lucru. Ajungi într-un moment, probabil, critic, în care ai nevoie să iei o decizie. Dacă în momentul ăla ai cineva lângă tine cu care ai construit relații, care au avut răbdare și îți repetă un lucru, s-ar putea să faci click, zici da. Da? Și ai făcut o schimbare. Ori, dragilor, eu nu cred că există dependenți foarte mulți care să nu conștientizeze. Cred că dependența asta de tehnologie este o mare provocare actuală. Dar în rest, cred că fiecare ne cunoaștem limitele în partea asta de lucruri pe care le facem, că le facem. Știi? Și spuneam asta și asta cred că e foarte important. Omul are nevoie să vrea. De multe ori oamenii spun, păi da, dar cum îl poți schimba pe un om? Nu poți. Poți să-l influențezi. Singurul om care poate să schimbe viața ta este cel pe care îl vezi în oglindă când te uiți.
este unica persoană care poate să facă schimbările. Da. Da. Ileana, vreau să-ți mulțumesc pentru această discuție. Bineînțeles, o să ne revedem cu un următor subiect. Clar, nici nu mă gândeam, dar sper să nu fie asta cu dependența așa tricky. Da, bă, am zis să intercalăm puțin, când unul pozitiv, când unul mai puțin pozitiv. Da, dacă este să facem o scurtă recapitulare a discuției pe care am avut-o, trebuie să aflați că, da, într-adevăr, dependența nu-ți dăruiește, ci ți-a totul pas cu pas până când nu mai rămâne nimic. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această ediție Secretele Vieții, în care am discutat despre dependență. Ne revedem data viitoare. Până atunci, eu am fost Cristina Gheorghe, vă mulțumim, să aveți parte de o zi cât mai plăcută și audiție cât mai plăcută. Această emisiune v-a fost oferită de Planet Program România.